Ar trebui să construim sute de kilometri de autostradă în următorii ani cu banii primiți de la Uniunea Europeană. Dar cu cine? În timp ce lipsa forței de muncă ține pe loc proiecte de infrastructură, iar muncitorii străini sunt ultima soluție, există o singură clasă de școală profesională în România unde se pregătesc 26 de elevi pentru a construi drumuri și poduri. Majoritatea vor pleca afară când termine cursurile, la vară. România apare că va construi cu străini sau nu va construi deloc. La margine de Târgu Jiu încep lucrările la centura orașului, un proiect de acum 10 ani, întârziat de birocrație, de spirit românesc și, mai nou, de lipsa forței de muncă. Pentru aceste tipuri de lucrări care se desfășoară în aer liber, nu există o opțiune valabilă cu cetățeni din România. Munca în aer liber este o muncă dificilă. Pentru români, cel puțin. Pentru indienii din echipă care au renunțat la căldură pentru Oltenia, nu. Au venit de la peste 5.000 de kilometri, bucuroși să găsească un loc de muncă pe salarii de la 800 la peste 1.000 de euro. Romania country, very good country. We taking here good money and here very good people. În timp ce șefii de șantier caută disperați angajați străini disponibili, la o oră de Târgu Jiu, în comuna Bustuchin, se află singura clasă de școală profesională din România care formează constructori de drumuri și poduri. Sunt doar 26 de elevi în toată țara care se pregătesc pentru kilometri de autostradă după care râvnim de multe decenii. Este o meserie care și în anii următori va avea foarte mare căutare pentru că mare parte din meserile pe care le propune școala românească în momentul de față nu vor avea acoperire în practică în următorii ani. Sunt în clasa 11-a, ultima de profesională, dar cel mai probabil nu ei sunt cei care vor construi viitorul României după ce se termină școala la vară. Aș vrea să plec în străinătate. Salariul nu mai bun decât aici, în România. De început aș vrea să plec în străinătate după să vin în România și să deschid o mică firmă pe acest domeniu. Ne pierdem încet, dar foarte sigur, profesorii de specialitate, pentru că părinții nu aleg și atunci cadrul didactic încet, dar sigur, rămâne fără ore și merge în alt domeniu, pentru că nu mai are unde profesa. De la București, problema profesorilor din învățământul profesional e ca și rezolvată. Gândim o strategie pentru a face cât mai atractivă această profesie didactică și nu neapărat pe partea de salarizare, că toată lumea este interesată de salariu. În timp ce ministerul promite încă o strategie, România se adâncește în criza forței de muncă, la fel cum se adâncește și prăpastia dintre angajatorul și angajatul român. Dacă nu-i convine ceva, pleacă. Dacă îi se pare că șeful de echipă a folosit un registru vocal care nu-i convine, nu intră în preaviz, nu anunță, a doua zi nu mai vine. În schimb, muncitorul asiatic e obligat prin contract să nu părăsească locul de muncă timp de 2 ani și ar risca viitorul dacă ar face asta. De aceea, angajatorul român îl preferă. Pur și simplu, el e mereu acolo. Acești oameni nici nu au opțiuni. La fel cum vedem că acel muncitor român care este criticat de angajatorul român, în momentul în care pleacă în vest și are alte salarii, alte condiții de muncă, devine deodată un muncitor model. Și angajatorii zic că, ba, dar englezii nu mai vor să muncească și nu, uite ce bun sunt românii. Când mergi într-o altă țară, s-ar putea să fii și mai precaut. Și atunci încerci să respecti cât mai repede regulile, să stai acolo în rând frumos, să faci ceea ce se spune. Pentru mulți asiatici, România nu mai e doar o destinație temporară, e deja acasă. Merg la piață, trec la creștinism și își fac prieteni români. Cum ne transformăm unii pe alții, vedeți și săptămâna viitoare, la Observator.